încercăm să facem tot ceea ce putem pentru că această consecințele acestui eveniment să devină foarte vizibile pentru toți aceia care sunt beneficiarii săi. Aplicația care a fost depusă prin programul operațional de internare este în unele acte rutieră strategică. 4, pasului reabilitare și întâlnirea de un strategic de ce-am plăcut la Zapodeiești. Este o aplicație care reunește zonii diferite ale județului nostru, încep în sudul județului, în nordul Bărlatului, se deplasează apoi către vest, puțin, și după aceea, din nou la est, la Codești, trecând prin toate localitățile acestea, pe niște drumuri care, din nefericire, nu au beneficiat în mare parte de modernizare niciodată. Este o aplicație care va scoate la lumină aproximativ beneficiarii potențiali din zona față de milioane. Sigur că trebuie să avem în vedere faptul că aspectul economic va fi cel care va fi dominant în rezidența care nu plimbarea celor 40.000, deși și aceasta este foarte important accesul la căldurile viale, dar o legătură bună, un drum bun pe care se circule mașinile de transport, pe care se circule toți aceia care desfășoară activități economice, ne va da posibilitatea să îmbunătățim și performanța economică a județului nostru. Aceasta a fost rezultatul unei munci, aș zice eu, destul de complicate, chiar foarte complicate. Și avem aici oameni din echipa care a făcut posibilă întocmirea acestei aplicații, cu nenumărate. Nu cred că o să avem timp astăzi să povestim toată istoria acestei aplicații, până când s-a ajuns la forma finală care a fost acceptată pentru finanțare. Avem aici un aspect pe care ne-a dat o mână de ajutor foarte importantă pe parcursul elaborării acestei aplicații, este domnul director al Agenției Nord-Est, domnul Vasile Asandi. Nu ne mai prezentăm primării, că presupun, bănuiesc că ne cunoașteți mai de multe vreme. Și mulțumesc încă la proiectul și directorul Agenției. Am avut și în trecut, pe parcursul anului, o colaborare foarte bună. Cred că ați mai fost marcă la asemenea evenimente, am realizat lucruri importante corectorul acestor finanțări care l-am accesat în regiunea Nord-Est. Sper ca noi toți cei care suntem prezenți să ajungem la finalul efectiv al acestor lucruri, să punem în operă aplicația aceasta care am depus-o și să avem satisfacția să parcurgem un traseu de aproape 90 km printr-o zonă care ani de zile ne-a dat mari bătăi de cap din punct de vedere a circulației rutiere. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru toată accesibilitatea noastră și invit pe domnul director Vasile Asandi să vă spunem câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt foarte bucuros că astăzi semnăm acest contract de finanțare, unul dintre cele 4 drumuri județene, interjudețene, pe care regiunea noastră le-a pregătit în câțiva ani buni. Și din acest punct de vedere, este o mare realizare pentru noi, pentru regiune, pentru că toate cele 4 axe rutiere au fost finanțate, pot fi finanțate. Într-adevăr, a fost un proces lung, o muncă complicată și dumneavoastră ați fost pionieri în rezolvarea unor aspecte legate de aceste proiecte de drumuri, care ulterior au profitat sau, mă rog, care au făcut bine colegilor noștri din țară. Pentru că au fost multe aspecte de legislație, de documentație, pe care noi le-am descoperit prima dată în prezentul dumneavoastră și prin insistența cu care ați vrut să rezolvați fiecare detaliu, ca nimic din proiect să nu rămână, eu
pentru o etapă ulterioară care pune riscuri pe proiectul nostru, a făcut să întârziam, să zic un pic, că eu mi-aș fi dorit să semnăm mai de mult, dar drumurile astea să fie deja în finanțare, dar toate aceste probleme au cerut timp. Însă, suntem la un moment foarte bun, iată, reușim să semnăm acest contract, un contract important pentru județul, va fi important pentru regiune, o valoare mare, care rezolvă efectiv niște probleme și este la ordinea zilei o temă acum în, și în țară și în Europa, că de fapt nu ne interesează neapărat să cheltuim banii europeni, ci ne interesează să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Domnul președinte Buzatu a fost președinte în exercițiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională, a participat la multe ședințe ale Comitetului de Monitorizare. Așa am reușit să obținem finanțări în plus pentru regiunea noastră prin sprijinul pe care l-am, pe care am beneficiat. Noi rămânem aceeași echipă, aș îndrăzni să spun profesionistă, pentru că rezultatele pe care am reușit să le avem până acum demonstrează acest lucru. Suntem alături efectiv și în implementarea proiectului, pentru că, de fapt, munca continuă și vom avea multe de făcut de aici încolo, dar avem siguranța că avem finanțarea. De asemenea, pentru celelalte arte, pentru cei interesați pentru a aplica pe POR, cu acest proiect pot să spun că am contractat 30% din valoarea alocată regiunii, ceea ce este mare lucru. Avem 1,89 miliarde de euro alocați regiunii în acest exercițiu și am contractat 30%, deci 300 ceva de milioane de euro, ceea ce înseamnă jumătate din valoarea alocată în exercițiul anterior. Toată munca asta a fost făcută în decursul unui an, deci a fost un efort foarte important. Sunt în continuare axe deschise, puteți avea posibilitate chiar și în nivel rural pentru axa de învățământ, de exemplu, să faceți aplicații, pe axa de firme private, de licențe și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Îmi exprimând o dată după ea, când chem, am semnând contractul de finanțare al Consiliului Județean Vaslui. Vă doresc să aveți un an viitor și viitori ani buni și frumoși, să aveți succes și veți găsi noi în continuare același partener dorim să sprijinim spre indicele de dovară problemelor regiunii. Mulțumesc! Și totalizează, așa cum am spus, 82,65 aproape de kilometri. Valoarea totală a proiectului depășește 222 de milioane de euro, din care valoarea eligibilă 217.422.000 de lei. Asistența financiară din partea Guvernului României și a Uniunii Europene 213.074.058 lei. Contribuția Consiliului Județean Vaslui este destul de consistentă, 8.927.783 de lei, din care aproximativ jumătate constituie cheltuieli neeligibile și 4.348.450, contribuția 2% la valoarea eligibilă. Ca principal indicator, pe lângă lungimea drumului care va fi reabilitat și modernizat, aș vrea să amintesc că vom construi o lungime de 23.460 de metri liniari de trotuare în localități. În localitatea Codăiești, pentru că spațiul ne permite, vom amenaja 1710 metri piste pentru bicicliști. Vom construi sau moderniza 24 stații de transport public. Din cele 13 poduri care sunt pe traseul drumului, vom reconstrui 7 și vom reabilita 6. Și din cele 13 cursuri de apă traversate vom amenaja, deci vom executa lucrări hidrotehnice de amenajare a albilor pentru 9 dintre ele. De asemenea, intersecțiile cu drumurile laterale clasificate vor fi amenajate și iluminate cu sisteme de iluminat cu panouri solare. Și vom moderniza trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Băltei. Aș vrea să mai menționez de asemenea că este prevăzut prin proiect o creștere
a capacității importante a drumului. El este proiectat pentru un trafic greu de 1 milion de osi, având în vedere că ne așteptăm, așa cum s-a întâmplat și cu drumul anterior modernizat prin Bolt, Crețești-Murgeni, ne așteptăm ca după modernizarea lui o mare parte a traficului greu să fie deviat de pe drumul național de N24 pe acest drum stradilanului. Ne așteptăm ca în luna mai 2019 să începem efectiv lucrările, iar proiectul să se termine în luna mai 2022. E prevăzută o perioadă de achiziții de 11 luni pentru a ne asigura și pentru a acoperi riscul unor eventuale contestații. Dacă nu vom avea contestații, sperăm să facem mai repede lucrărilor. Dacă doriți câteva date, mai credeți să rămâni împreună cu echipa